de victorie, da. Iar în retur, bine, nu mai era Iliesa. Haideți să vedem șutul! Gol! Ocupă un sector în spatele porții lui Stanca. Revedem acțiunea oțelului. Iorga scoate cu capul la Vilianti. Șutul acestuia lovește pe Punoșevaț. Reacție scurtă, reacție din reflex a atacantului sârb, care îl învinge pe Stanca și oțelul conduce cu 1-0. Revedem acțiunea cu șutul deviat. Prima oară a intervenit bine Stanca, ne aducem aminte, în urmă cu câteva momente, la șutul deviat. Este cel care s-a aflat în duel cu Cristi Tănase mai devreme. Minutul 59. Este întins tricoul lui Cristi Tănase, cade însă foarte ușor. Și cred că va executa penaltiul. El este cel care a luat poziția cu fața spre poartă. Nu ți se pare ușor acordat? Mie mi se pare destul de ușor acordat. Și eu la aceste dueluri am mai spus-o, sunt în favoarea apărătorului atunci când atacantul cerșește o lovitură de la 11 metri. Vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată Stefan Nicolici față în față cu Branko Grahovac, un muntenegrean și un bosniac în acest cel mai important meci al etapei a 9-a din fotbalul românesc. Minutul 16 al reprizei a doua, 61 al meciului. Da, marchează Nicolici, 1-1. Aplauze, însă vor exista semne de întrebare în ceea ce sunt semne de întrebare în ceea ce privește penaltiul. Cu siguranță vor fi lămurite la recursul etapei 1. Nu mai avea cartonaș galben. Alexandru Tudor și în ceasul al 12-lea este la fel de scrupulos. I-a rugat pe cei doi steliși să rearanjeze balonul. O minge ușoară trimisă de Cristi Tănase, banală pentru defensiva oțelului. Să vedem, poate acum Nicolici și gol! Florin Costea, minutul 93. Steaua câștigă în fața oțelului după o fază prelungită de atac și Craiova. Încă o dată faza, Bourceanu trimite în careu, de acolo Nicolici deviază și Florin Costea, precum în vremurile bune de la Universitatea Craiova, printre picioare, credeam că a trimis printre picioarele lui Grahovac, nu, pe lângă piciorul drept, aduce, cred, victoria Stelei. Haideți să nu ne grăbim pentru că ar mai fi...